Bă, sincer, chiar interesant, da, e super șmecher, da, e șmecherul de tot, îmi place, fără Caterinca. Salve, șacalilor, ce faceți? Tocmai ce am terminat de băut un fresh pe care mi l-am făcut cu morcovei, cu merișoare, cu mandarine, cu grapefruit, cu banane, cu ce mi-am făcut și am zis, hai să fac un videoclip în care fac cu tiktokerii cei mai tari din România. Astăzi, practic, o să catalogăm tiktokerii României într-un tier list. Ia uitați aici, așa avem forță rău, merge treaba, e ok, la ce mă uit și trebuie opriți. Să sperăm că nu va fi toată lumea, la trebuie opriți. Cel mai asortat youtuber de pe YouTube România eu sunt. Ia uite aici, hop, hop, cu champion așa. Foodshop, codul zic 10% reducere, să fiți asortați ca mine. Când vă mai cade părul, vă puneți o căciulă de asta frumoasă. Și începem episodul. Top cu cei mai talentați și deloc cringe tiktoker români, by Sneak. Dacă ai ajuns până la partea asta de videoclip și nu mă urmărești pe Instagram, de ce nu faci asta? Urmărește-l pe Sniculeț, îți face ziua mai bună și te motivează. Voi știți că eu nu mă prea uit pe TikTok și că noi nu mi-apar români, adică nu prea știu numele astea românești de pe TikTok, așa că l-am rugat pe frate meu să-mi adauge câțiva oameni aici și cu ajutorul lui frate meu o să facem acest top. Cezara, ia uite chiar prima, cred că s-o pun la trebuie oprită să se oprească sau forță, nu, Doamne ferește. O să pun, cred că, bă, nu-i chiar în sensul ăla de... La ce mă uit? Cu siguranță aveți și voi reacția asta, nu știu, când vă uitați la ceva și pur și simplu cădeți așa și zici la ce mă uit? Ia uite, următorul este... Ce vorbești, bă, Christy Hope aici, direct la fon... Nu. Bă, dar o să-l pun pe Christy Hope la merge treaba, bă, dacă vă vine să credeți. Nu-i chiar forță rău, că nu-i zeu TikTok, nu-i schimb la merge treaba și știți de ce, bă? Pentru confidence-ul pe care l-are, bă, pentru toată încrederea în el, pentru toată nepăsarea asta de toată lumea, asta îmi place, bă, la el, că nu-i pasă de nimeni, bă. No matter how busy a person's day may be. Neapărat să lăsați în comentarii pe cine ați pune la categoria trebuie opriți, chit că este pe aici, chit că nu, să lăsați în comentarii acolo, citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Nu știu sincer cum îl cheamă pe băiatul ăsta, în schimb știu că l-am mai văzut, cu siguranță l-am mai văzut, nu știu, făcuse cineva reacție la el sau pe YouTube, se întâmplase ceva. Am înțeles, nu o să dau cu sonor, pentru n-am înțeles. Da, ok, da, la ce mă uit, la ce mă uit. Exact reacția asta, pur și simplu intri pe un TikTok, și te pierzi așa în TikTok, la ce mă uit. Înțelegi? Doamna dentist care explică atâtea chestii, o să o pun la eu, ok? Nu, o să o pun la merge treaba, efectiv. Felicitări, sunteți lângă Cristi. Momentan cei mai buni din tier list. Următoarea pe această minunată listă este chiar Andra Gogan. Cred că aș pune-o pe Andra la eu, ok? Pentru că nu prea rezonez eu contentul. Andra, te pup, dar chiar nu, așa? Adică nu suntem pe aceeași. Ținând cum cred că face aproape 10 milioane de follower pe TikTok, o să-i pun la merge treaba, pentru că cumva merge treaba, frate, că știi ce să fac. Adică cumva... Fraierii, noi avem 100.000, 200.000 pe TikTok, ia cu 10 milioane. Cred că aici este Andreea Bostănică. Andreea Bostănică. Nici acum nu știu dacă e Andreea Bostănică sau Andreea Bostănică sau cum Andreea. Cred că aș trecut-o la e ok, ia am luat-o pe Andreea, o pun la Cimoi. Nu o să o trec la Cimoi pentru că nu, hai să zic, o pun la e ok, e relativ ok. Pe parcurs se pare că frate mi-a uitat pe cineva foarte important și uite pe tipul ăsta. Te ratatul ăsta aici, pe Sneak. Rămâneți până la sfârșit să vedeți unde îl punem. Vlad sau Cristi Munteanu? Asta e Cristi Munteanu, cred că e Cristi Munteanu, dacă Vlad e aici. Cristi Munteanu. Am văzut că Cristi s-o cam apucat de treabă, să zic așa, și bă, înainte era la eu ok, în schimb acum pot să-l pun la merge treaba. Pe Chelboss unde-l pune? Lăsăm la sfârșit pe Chelboss. Mă lăsăm spoiler, nu vă zicem spoiler. Cine e ăsta? Că habar n-am, să mor eu dacă știu. Frate meu, cine Dumnezeu e ăsta? Wow, be careful. Bă, da, bă, stai, bă, stai, TJ Miles. Wow, TJ Miles, forță rău, TJ Miles, l-am pus acolo în cap. Chit repede Photoshop. Pot să fac aici o coroană să-i o pun peste tier list, păi cum? Acum că mă uit, mi-ar fi rușine, bă, să mă pun aici la forță rău, să mă pun lângă domnul TJ Miles, păi mi-este rușine, bă. Următorul la tier list cred că este Mara Ognea, nu? Da. Bă, sincer, chiar interesant, da, e super șmecher, da, e șmecherul de tot, îmi place, fără Caterinca. Nu mă blame, uite, este părerea mea, sunt un oameni care trebuie opriți, vere. Cine s-o găsi să vorbească, bă, omul cu fesul în cap, păi cum zici că, sunt de zăpadă, bă, păi cum eu stau cu fesul în casă și vorbesc de trebuie opriți, ce vorbesc, bă? Cred că ar trebui să mă opresc eu, cred că după clipul ăsta mă opresc eu, bă, că nu-i bine. Atâta m-am gândit la alții că trebuie opriți, când de fapt... Și eu trebuie să mă opresc, cumva. Înainte obișnuiam să spun cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Acum zic cam ăsta a fost canalul de YouTube. Sper că v-a plăcut. Claudischi, din nou un tiktoker de top de al României, m-am încurcat de trei ori, cum să zic. Cred că... Ok, hai să lăsăm preventiv la ce mă uit. Intrăm și vedem dacă e chiar la ce mă uit sau dacă e ok. Ok, nu o să dau cu sonar. Da, ok. Am înțeles, ok.
O să încerc să văd dacă iese reacția de la ce mă uit sau dacă e ok. Da, e ok. Na, e ok. Cred că trebuie să mă grăbesc că văd că sunt unec afară. Cred că începem filmarea azi, o terminăm seara. Luis FMR, cred că o să-l pun la ce mă uit, la ce mă uit. Doamne, o să lăsăm aici la ce mă uit. Nu chiar trebuie oprit, dar e la ce mă uit. Mi-a mai apărut pe TikTok. Cred că o să lăsăm la e ok sau merge treaba. E ok. Cred că o pun la merge treaba pe bine, cred. O făcut videoclip cu TJ Maes direct la merge treaba. S-a terminat. Nu e ok, merge treaba. Oricine face clip cu TJ Maes, merge treaba, vere. Mi-aș dori. Poate dacă în curând aș face și eu un clip cu TJ Maes, ar merge și la mine treaba, dar voi rămâne în capul cozii topului. Pe băiatul ăsta, Robert, trebuie să-l știți, cred că o să-l pun la forță rău, vere, pentru că mi se pare, deci ca TikToker român. Efectiv, eu am râs de fiecare dată, când mi-a apărut pe For You, am râs, frate, are niște chestiuni interesante, o să-l pun la forță rău. Al doilea om, bă, forță rău. Domnul Ovidiu, nu știu cum, Ovidiu și încă cumva nu mai știu cum îl cheamă, dar trebuie să-l știți, bă. Păi ăla, după cum se vede după gură, cu salut, nu mă așteptam la o asemenea educație, ține-o tot așa. Așa că pe domnul Ovidiu. Salut, am auzit că tablourile se țin în muzeu. Nu e adevărat. Spre exemplu, eu sunt în pat. Îl punem la e ok. Poți să-l pun la e ok. Deci un izvor de glume de astea. Domnul Ovidiu văzând asta, nu mă așteptam la o asemenea educație. Ține-o tot așa. Flaviu S.J. Băi, Flaviu S.J. bă. Flaviu S.J. bă, mai poți. Tatăl ăsta nu mai știu nimic de el. Nu-mi pasă de nume, de-aia nu râs pe nimeni. Mă focusez pe mine. Da. I will use sunscreen from now. Ok. La ce mă uit? Ok, am aflat unde este. Dacă mă uit la ceva și reacția din gura mea mă blochez și zic la ce mă uit, înseamnă că noi o știm voluntar chestia aia. Trebuie să vă ascultați instinctul, bă. Pe fata asta am văzut-o, nu a apărut la televizor, bă, că și-au luat apartament sau ce și-au luat, casă și-au luat. Și-au luat casă din OnlyFans, vere. Și-au luat casă din OnlyFans și eu stau în două camere în garsonieră aici și cu fratele și cu toată familia. Păi și când mă gândesc eu trebuia să mă nasfată, v-am mai zis povestea, bă, trebuia să mă nasfată, bă. Trebuia să mă nasfată și să mă chem mie, mă, bă, și acum am luat și apartament, am luat și mașină, bă, Dumnezeule. Dumnezeu cheamă Maria, știu cum, Maria, asta, singura care are bifă, presupun. Da. Ok. Da, nu, eu când văd astea, își face, am înțeles la ce mă uit, ok. O să pun un pic aici la ce mă uit, dar bravo ei, bravo. Ghicește cine nu va deține o cafenea în 2022? Timpul ăsta. Vlad Munteanu, omul meu, din nou era ok, în schimb o să-l pun la merge treaba alături de domnul Cristi Munteanu, pentru că am văzut că s-au apucat amândoi de treabă și o respect chestia asta. Le merge treaba, să zic așa. Sper să meargă și mie. Bravo, băieți, focusați-vă, dați-i tare puternic rău acolo. Păi ce vorbești, vere, cine e următorul? Este unul și singura legendă din România, ca să știți, este domnul Dani Mocanu, pe care o să-l pun, aș vrea să-l pun primul aici, dar văd că nu, ba da, primul. Deci dacă nici Dani Mocanu nu-i forță rău pe România, s-a terminat, bă. Nu știu exact ce face tipul ăsta. Știu că l-am mai văzut, nu știu exact cum îl cheamă. În schimb, o să-l trec la ce mă uit. Îmi dau seama că dacă ar face fiecare câte un TikTok de aici și s-ar uita la clipul meu și ar face și un tier list, m-ar pune direct aici. Hop, trebuie oprit. Hop, la ce mă uit. Nu așa m-ar ține. Dacă cumva face cineva care a fost aici în clipul ăsta menționat, faceți o categorie specială aici și scrieți moldovean prost, vă rog eu frumos. Mă, și băgați-mă acolo, bă. Atât am putut, bă, da, și eu i-am luat și noi, ce să zici? Atât s-o putut. Pe Theo Rose, cred că o pun la merge treaba. Merge treaba, da. Bine, Vlad Munteanu, bine, Theo Rose, bine toată lumea. Iertați-mă o secundă, dar nu-mi dau seama cine-i fata asta. Nu pot să recunosc. Da, bă, că-l sunt pe frate, mi-o să-l întrebă. Este Lorena Vâsână și cred că o să o pun la trebuie opriți, la ce mă uit, la ce mă uit, trebuie oprit, no, la ce opriți, vă rog, la ce mă uit. O să o pun la ce mă uit, cred că asta e reacția când mă gândesc. E părerea mea, vere, că nu-mi place mie și că nu mă uit, da, asta e ce-am vrut eu, dar voi puteți să-i puneți pe toți aici, în top, forță. Rău, știi, dacă vreți, dacă nu, puneți-i tot la trebuie opriți și mai bine. Ok, zbără, mi-aduc aminte că la un moment dat mă uitam, îl urmăream la un moment dat, în schimb acum nu și cred că o să-l trec la ce mă uit, pentru că, sau eu, ok, nu, la ce mă uit. O trezi TikTokerul României să vorbească. Pe băiatul ăsta, Levi, îmi place mult de el, îl știu de foarte mult timp, îl trec direct la merge treaba. E un băiat ca lumea, chiar învăț multe când mă uit la tine. Uite, vezi, uite, bă, de asta zic, știi, merge treaba, o chestie, bă, mai înveți ceva, bă. Îi mai ajută cumva, frate, da, băiatul ăsta îmi place, da, ăsta îmi place, băiatul ăsta îmi place. Pe unde să-l trec eu, oare pe Ceanu Zeng? Ia să ne uităm. Ok. Bă, dar de ce să fac așa multe colaborări, bă, pe... Da. Ok, dacă am înțeles să...
Bă, să moară, au câte jur, deci cele mai cringe chestii care mi se par, bă. Chestiile astea, bă, când se unesc așa, bă, toți creatorii de TikTok, bă, știți, dar nu neapărat de TikTok, dar pe YouTube sau grupuleții de astea, așa, mi se pare lame, așa, frate. Oameni care relaționează, oameni care doar fac asta pe platforme de astea, să fac așa grupuri, să fac 50 de clipuri împreună, bă. Bă, și mai e o chestie, bă, pe care nu că mi se pare cringe, deci mi se pare efectiv, n-ai dreptul la opinie. Cu tot respectul, se poate să fie oricine care mă urmărește, absolut oricine. Oricine care face live pe TikTok este să moară, este... Nu știu, deci părerea este jos tare, bă. Atât de mult se promovează live-urile astea pe TikTok, de ce? Pentru că cum credeți că a ajuns toată lumea la cifrele astea? Fac live-uri pe TikTok. De ce? Pentru că atunci când faci live te bagă în for you mereu și de-aia toată lumea face dinainte să facă live-ul, spuneți acolo, a, dacă vedeți clipul ăsta, intrați că eu sunt live acum, știi? Și tu când apeși pe live, apeși pe butonul ăla de follow, știi? Și să fac urmăritori așa de... Toamne. Și încă o chestie. Opțiunea aia, bă, când fac live simultan, bă, și cu joculeții de alea în care trebuie să donezi puncte și cine face mai mult fără, doamne, asta e mega cringe, ok, îmi pare rău ce anul o să pun aici la ce mă uit. Nu, m-a luat de el, m-a luat, cred că e toată lumea care face asta. Mițu e ok, dar merge treaba, cred că merge treaba la Mițu. Mițu e băiat deștept, îl duce capul, știi ce să facă, dar o să pun aici la merge treaba. Te pup, Mițane, brodere. Nicule, tu faci treabă bună așa, dar dacă e să mă uit obiectiv, că trebuie să mă uit obiectiv, trebuie să fim obiectivi, forță rău nu ești. Nu ești, chiar nu ești, forță nu. Merge treaba, nu merge, că nu prea, la tine nu prea merge. Nici nu vrea postez pe TikTok, deci nu. Eu, de ok, nu ești ok, că nu știu, personal nu-mi place freza ta. Și fața, și accentul, deci astea nu. Cred că o să-l pun la ce mă uit. Nu, nu e adevărat. Nu-i destul de cringe ca să stea la ce mă uit. Este mai cringe de atât, tocmai de-aia o să-l pun la trebuie oprit. Îl pun la trebuie oprit, mă, pe stai. Opriți-l! Așa că cu drag vă spun că cam ăsta a fost tier list-ul. V-am zis să lăsați în comentarii pe cine ați spune la trebuie opriți și TikToker vreți voi, nu trebuie să fii neapărat de aici. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Asta a fost părerea mea despre TikToker. Bine, mai cred că mai sunt mii, zeci de mii, sute de mii de TikToker români și cu siguranță, dar nu-i știu eu și nici nu aș vrea să mă bag. Aștept pe Instagram la Ron Niculeț, pot să mă fiecare miercuri și sâmbătă. Nu uitați să activați clopoțelul și nu uitați neapărat să nu faceți vreodată live-uri pe TikTok. Și mai rău să nu faceți live-uri cu altcineva și și mai rău să nu faceți live cu altcineva când vă jucați joculeții de alea și cu asta am zis tot. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!